Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce urmează în program? Ce urmează în program? Vorbim despre un iPhone. Da, așa ar trebui să fie, să vorbim despre un iPhone. Ce? Ăla nou? Că se încinge. Da. Eu am primit chiar a doua zi după ce a apărut, sau a treia zi. Am primit... Unul de la un ascultător mi-a trimis articolul ăsta și mi-a uite porcărie ce vând ăștia și autospraierii două grămadă. De ce, mă, că faci niște ochiuri pe el ceva fin? Nu e, mă, chiar așa. Frige. Au mai avut și probleme, le reglează. Din cauză de... Și mai sunt niște știruțe că, sau, mă rog, niște speculații că se termină bateria foarte repede. Întrebări. La iPhone-ul 15? E, asta ar fi o problemă. La nou model de iOS, iOS 17, adică sistemul de operare. Da, da, da. Da. Deci ultimul model, se plânge lumea că se încinge foarte tare, inginerii de la Apple s-au pus pe treabă și aparent au găsit răspuns că da, sunt probleme care pot face ca noile iPhone-ul 15 să se încălzească peste așteptări. Una dintre probleme vine dintr-o eroare din software-ul de operare, iOS 17, care se promite va fi remediată într-o actualizare viitoare. Eu n-aș face actualizare, l-aș ține pentru iarnă, dacă aș avea. Nu e de râs. La cât? Și că ții buzunar și te ține cald? Te încălzești, știi cum ținea tata e sticla cu apă caldă, da, la da, picioare, da. Când se culcă, îți pui telefonul la încărcat și... Și ai rezolvat-o. Da. Apple spune că dispozitivul se poate simți mai cald în primele câteva zile, după configurarea sau restaurarea dispozitivului, din cauza activității crescute de fundal. Mhm. Zice Reuters. O altă problemă implică unele actualizări recente ale aplicațiilor terțe, care le determină să supraîncarce sistemul. Și aceste aplicații ar fi jocul Asphalt 9. Ăsta e jocul favorit al lui Umbrărescu. Există jocul Asphalt? Deci, posibil. Vreau și eu să știu jocul Asphalt. Care înțeleg că e foarte popular, de unde ce-i precizat cu numele. Da, se încălzește. Instagram este o altă aplicație. De asta am auzit. Ai auzit, da. Se mai și folosește. Și Uber. Ia auzi. Da. Instagram aparent a remediat deja problema și asta e, mă rog, cine are iPhone 15, atenție, se încălzește. Cine nu, mai stați. Eu vă recomand, uite, eu o să am iPhone 15, vă spun, e în premieră, vă spun. Da, pe ăsta al meu are 5 ani și... Așa ai zis de mașină. Păi da, de o diferență. Că mașina merge unsă. Adică n-am treabă asta? Cu ea. Ăsta, știi ce se întâmplă? El e ok, așa, dar a început să-i scadă bateria. Da, cât mai ai baterie? 70 ceva, 78%, 72. Da, da, poți să o schimbi. Ăsta costă 200 de lei sau ceva. Mm-mm. Nu? Costă vreo 600 originală. Și nu se mai fac. Nu se merită. Cum se zice? Nu, și da, ideea e să-l aștepți un pic. Adică nu te repezi ca fraieria din Dubai. Da. Îl lași să... Nu ai văzut, mă, aia din Dubai care s-au luat la bătaie ca da, să mă, da. Pe ultimul model de telefon iPhone. E real. Ce Dumnezeu? Auzi, dacă îl lași vreo 2 ani, poți să-l iei chiar ieftin. Să știi, odată, 2 la mână, dar dacă îl lași 4-5 luni, mai dar apar și promoții, nu știu, și o reglează, adică știi exact ce ții după 4-5 luni, deja sunt rapoarte suficiente, e relevant. Uh-huh. În sensul că nu ții chiar orice, cauți să ți-l iei pe la bun, readaptat. Mai ales că le-i pentru 4-5 ani. Readaptat. Așa. Înțelegi ce zic? Uh-huh. Așa și cu mașinile. Mașinile mele au tehnologii probate. Pe benzină. Cu pedale, cu schimbători și de acum viteze. Sunt alea cu carburator. N-au ce să pățească. Mașinile cu carburator sunt testate. Practic de 20 de ani nu s-a mai probat nicio mașină cât să... Adevăr că mașinile astea noi acum toate sunt pe calculator, niște porcării, se strică calculatorul, s-a terminat. Ai văzut? Mm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.